Grație bazinului de not de la școala numărul 8 din municipiu, cei mici pot să se bucure de acest sport complex și pe timpul iernii. Astfel, peste 30 de copii și-au verificat aptitudinile la not în cadrul unui concurs desfășurat sâmbătă și organizat de PPDD Giurgiu și Asociația Implică-te pentru Viitor. Deși afară vremea este neprielnică, este viscol și ninge, în interior deja este altă atmosferă, copiii se bucură, sunt în competiție, se luptă să fie pe primul loc. Eu zic că este un lucru bun care sigur le va face și bucurie și poate le va da și un pic de speranță pentru viitor. Având în vedere vremea de afară, ne-am gândit să mai ne dezamorțim puțin oasele și am încercat să facem o acțiune de not, după cum bine vedeți. Care am avut vreo 30 de concurenți, a fost o acțiune, cred că, reușită, da, până la urmă. Notătorii s-au întrecut pe distanța unei lungimi de bazin la stilul liber ales, iar competiția s-a desfășurat pe grupe de vârstă 8-9 ani și 10-11 ani, fete și băieți. Patru concurenți au ocupat primul loc pe podium, patru locul al doilea și alți patru pe cel de-al treilea. Eforturile lor au fost răsplătite de organizatori cu diplome, medalii și tricouri. Cum ți s-a părut cursa? Mi s-a părut destul de ușoară, mai ales că eu fac de foarte mulți ani not. Ce ai de gând pe mai departe cu un not? Continu să, adică să învăț, pentru că nu am învățat foarte bine, și să iau în continuare locul întâi. Pe ce loc ai ieșit? 1. Ce ai de gând pe mai departe cu notul? Ai de gând să continui? Da. Până când? Până să mă fac mare. Mare campion, da? Da. Pe ce loc ai ieșit? Locul 2. Cum ți s-a părut cursa? Foarte bună. Ce ai de gând să faci mai departe cu notul? Să muncesc cât mai mult ca să iau premii. Pe ce loc ai ieșit? Pe 3. Este foarte important să participe copiii la astfel de activități. Practic, n-a fost astăzi un concurs, astăzi a fost o activitate la care au participat toți copiii care au dorit să-și verifice aptitudinile la acest sport, un sport foarte sănătos pentru organism, pentru dezvoltarea personalității copiilor. Copiii au fost antrenați de profesorul Carmen Sima, cea care în ultimii ani a inițiat mulți copii giurgiuveni în tainele înotului. Pentru copii a însemnat, cred că, bucurie, pentru mine a însemnat un antrenament mai mult, și o selecție pentru cei care sunt buni și cu care voi merge mai departe, probabil în alte competiții. Potrivit reprezentanților PPDD, concursurile pentru copii vor continua și în perioada rece a anului, adaptate sezonului. Pe lângă întrecerile cu caracter sportiv, se intenționează și organizarea unor concursuri de cultură generală, urmărindu-se astfel participarea unui număr cât mai mare de copii la activități recreativ-instructive.